În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu au trebuință să plece, dați-le voi să mănânce. Iubiți credincioși, una dintre cele mai tulburătoare minuni pe care le-a făcut Mântuitorul, în afară de învierile din morți, este aceea a înmulțirii pâinilor și a celor doi pești, încât să sature ca la 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii. Este vorba de un fapt istoric petrecut a Evea, acum, iată, aproape 2000 de ani, și mi-aș permite, datorită trecerii atâtui timp asupra evenimentului, să-l tratez mai mult decât pe un eveniment, ci ca pe o parabolă. De multe ori am vorbit în fața dumneavoastră despre mulțirea celor 5 pâini și a celor 2 pești, dar acum vreau să îmi vorbesc mie. Și anume să încerc să răspund la întrebarea: ce înmulțește Dumnezeu? Este clar că despre noi este vorba, este clar că pâinile acelea și cei doi pești pot fi și pâini aduse de la brutărie și pești aduși din port, dar să știți că, după părerea mea, acestea sunt mai mult decât pâini și pești, pot să fie toate gândurile noastre, pe care Dumnezeu, iată că le înmulțește. Dar să fim atenți, ce înmulțește Dumnezeu? Dumnezeu n-a coborât din cer, cum a coborât în timpul lui Moise, mană, ca să-și sature pe cei 5.000 de bărbați, ci a întrebat: ce aveți? Și a zis: avem decât 5 pâini și 2 pești, aduceți-le aici la mine. Înseamnă că Dumnezeu înmulțește ceea ce noi avem. Nu ne dă de sus ceva străin, pentru că nu am putea să primim ceva străin. Înseamnă că e posibil să ne înmulțească gândurile noastre și atunci trebuie să știm ce calitate au cele 5 pâini și cei 2 pești. Dacă ar fi fost pâinile acelea mucegăite, cu bună seamă Dumnezeu n-ar fi mulțit și mucegaiul. Dar cum s-ar fi prezentat ucenicii cu niște pâini vechi sau cu niște pești care nu mai puteau să fie mâncați? Așa se întâmplă și cu noi. Ce înmulțește Dumnezeu din noi? Cum suntem noi pregătiți ca gândurile noastre să fie înmulțite? În vremea de astăzi, să știți că am constatat ca duhovnic că dușmanul cel mai mare al omului este gândul lui și mai ales atitudinea și reflexul, nu știu de unde pornit, de a anticipa necazul, de a te gândi: aoleu, dar dacă se întâmplă nu știu ce. Să nu credeți acum că vorbesc de-o parte și vezi: Doamne, de astăzi sunteți undeva și eu sunt în altă parte. Nu. Acum 2 ani de zile mi-aduc aminte, mă pregăteam să fiu socru mic și cu vreo 2 luni înainte, când am simțit că începe sezonul și în fața casei nu mai era loc nici să arunci un ac, dar minte să mai parchezi o mașină, gazonul pe care îl udasem eu cu atâta sârg deja era călcat în picioare de alții, ziceam: Doamne, ce mă fac? Dar nu m-am oprit, am udat în continuare gazonul, l-am tuns la bună vreme, am vopsit bordurile și așteptam totuși ziua cea mare, dar nu știam cum o să fac. Și tot mă gândeam: dar cum o să fac? Pe cine o să angajez să îmi țină parcarea liberă, să chem vreo 2-3 cu vreo 2 camioane să blochez acolo și când ne zic eu să plece, să vin ai mei? M-am chinuit 2 luni de zile degeaba. Cu 3 zile înainte de nuntă a trimis Dumnezeu gândul cel bun și s-au început lucrările pe faleză. N-a început mai devreme ca oamenii să-și găsească o altă soluție să-mi ocupe parcarea, ci fix în 3 zile n-au știut ce să facă. Au mai venit ei a doua zi și gata, au plecat. Nu mai era nimeni și m-am întrebat: nebune, de ce ți-ai ocupat mintea și ți-ai înmulțit gândurile acestea? Doamne, ce o să fac? Uite că ți-a arătat Dumnezeu. Dar nu mi-a fost de ajuns. Vara aceasta, nebunie mare, că de unde era o plăjucă de 2 metri, a cuit de 110 metri. Gazonul, bineînțeles că e păiș, n-am mai putut să mai fac față cu udatul și zic: Doamne, de la începutul verii mi-am făcut socoteala, anul ăsta
cade un weekend prelungit de mai mare frumusețe, nici nu se pot ajunge acasă până în seara. Ce mă fac eu în weekendul acesta cu Sfântă Mărie, că să știi că o să fie mare, mare vânzoleală? Ei, fraților, ceea ce nu putea să facă niciun primar, niciun gospodar și niciun om, a făcut Dumnezeu într-o noapte. A dat o mică ploicică și a scăzut cu vreo 12 grade temperatura și de vineri încoace sunt singur în parcare. Bineînțeles că până diseară o să fie altă situație, dar măcar așa să vă spun despre ce este vorba. Ce înmulțește Dumnezeu? Gândurile noastre. Noi trebuie să fim atenți la calitatea gândurilor noastre. Dacă ele sunt bune, Dumnezeu înmulțește bunul. Dacă ele sunt rele, dacă ele anticipează numai necazul, pe care o să vedem că nu o să-l atingem niciodată, cu siguranță că aceste gânduri bune vor fi din ce în ce mai multe și vor sătura ca la 5.000 de bărbați, adică, în afară de femei și de copii, vor înmulți și vor satisface tot ceea ce gândim noi frumos. Iubiți credincioși, eu fac parte dintr-o generație în care învățam pe la anatomie tot felul de experiențe care se făceau pe broaște. E bine, în secolul acesta al broaștelor, se spunea că odată s-a făcut un experiment cu niște broaște și anume au fiert un vas cu apă până la 100 de grade și a clocotit și au aruncat o broască. Imediat acea broască a și sărit din apă. În altă oală de aceeași capacitate au pus la foc apă și au pus și broasca în apa rece. Când a fiert apa la 100 de grade, bineînțeles că broasca n-a mai putut să mai facă nimic. A rămas acolo și fiartă a fost. Iubiți credincioși, așa sunt și gândurile noastre. Dacă suntem atenți ca atunci când vine pericolul să și sărim, am rezolvat problema. Dar dacă stăm așa și fierbem odată cu ele, cu siguranță că vom fierbe exact ca broasca, cea care n-a mai putut să mai iasă dintr-o apă ce se încălzise odată cu ea. Iubiți credincioși, gândurile noastre sunt și prietenii și asociații noștri, dar sunt, din păcate, de cele mai multe ori, dovedindu-se, dușmanii noștri. Cum le gestionăm? Păi o să spuneți, dar ce o să facem? Că vin peste noi. Păi vin peste noi, dar ce caută croșetarea asta? Vine materialul clientului, uite, ți-aduce ghemul. Dar dacă nu-l croșetezi, rămâne tot ghem. Nimeni nu ne obligă să croșetăm gândurile noastre și să le înmulțim. Pentru că Dumnezeu înmulțește numai atunci când cerem noi. Ce au cerut ucenicii? Zice, învățătorule, gata, le-ai zis ce le-ai zis, dă-le drumul că vine noaptea și e departe primul sat din care pot să-și mai cumpere ceva de mâncare. Așa e și cu noi. Vine noaptea, adică, vezi, Doamne, s-a terminat școala, am adunat gânduri, așa, și de acum înainte, hai, ne apucăm de treabă. Zice, nu, n-au nevoie, dați-le voi să mănânce. Această poruncă, să știți că se referă mai mult decât la ucenici, se referă la noi înșine. Noi trebuie să dăm gândurilor noastre să mănânce, adică noi trebuie să le alimentăm cu ce trebuie. Se spune că, acum dacă tot am vorbit despre broaște, se spune că odată niște broscuți au luat o inițiativă. Nu știu dacă erau organizate așa ca la noi, cu Consiliul Local, Consiliul Județean, Primărie, dar cert este că s-a făcut un concurs, un turn înalt, așa cum ar fi turnul ăsta mare de la CET, vreo 250 de metri, și zice, broscuțelor, uite, să instituim un premiu, cine ajunge în vârful turnului? Și bineînțeles că toată broscărimea nu s-a gândit că atunci când sari, poți să cazi de la orice înălțime. Și s-au adunat toate acolo și bineînțeles că erau mai mulți cârcotași pe marginile aia. Nu o să ajungă nimeni, nu o să poate, așa ceva nu se poate. Bineînțeles că la prima jumătate de metru, jumătate din concurenți au rămas pe din afară, au mai rămas câteva broscuțe până pe la un metru așa și toată lumea care, cum cădea, zice, da, într-adevăr, nu se poate, așa ceva este imposibil. Și au văzut însă că o broscuță ajunsese la jumătatea înălțimii
turnului și încet, încet au urmărit-o, n-au mai zis mare lucru decât vreo 2-3 cârcotași și zicea, lasă-o că o să cade și cade mai de sus, cu atât ai mai rău și așa mai departe. Și ceilalți au amuțit și au văzut că broscuța a ajuns până sus. Când a ajuns sus, toți au aplaudat și broscuța încet, încet a coborât. Când a coborât, au constatat ce se întâmplase cu ea. Era surdă. Și nu ascultase sfaturi de genul lasă că o să cazi, așa ceva nu se poate, așa nu este. Așa trebuie să fie și gândurile noastre. Trebuie să fim surzi la ceea ce trebuie. Dacă un mesaj vine și trage de tine, lasă-mă că asta nu se mai poate. Bă, ce vorbești, bă, vine weekendul ăla să vezi acum. Ce? Acum te vaieți când n-ai loc pe stradă, să vezi că nu ai loc pe cartier să vezi ce o să fie. Să vezi mâine când o să fie pe aici, nu știu ce, o să se închidă circulația. Băi copii, dar stai să vine mâine, să vedem ce, pe jos nu știm să mergem, n-am înțeles. Trebuie să înmulțim gândurile bune. Întotdeauna Dumnezeu ne mulțește și dacă noi suntem atenți la calitate, așa cum am spus, la calitatea gândurilor noastre, cu siguranță că vom avea de câștigat. Ce a spus Mântuitorul? Dați-le voi să mănânce. Asta ce înseamnă? Că nu trebuie să primim de import gânduri. Acum nu mă bag în economia României și mai departe cu importurile, eu zic de gândurile noastre. Nu trebuie să primim, dar nu, că asta nu merge. De la început. Asta nu. Trebuie să fim atenți la anturajul nostru. Vedeți că mergem încet, încet și facem ordine pe lângă turnul pe care trebuie să-l surmontăm. Asta înseamnă că trebuie să ne alegem un anturaj care să ne permită numai gânduri bune, numai inițiative plăcute și numai îndemnuri către cele frumoase. Dacă avem pe lângă noi pe cineva care întotdeauna ne descurajează, să știți că încet, încet își va face loc acel gând descurajator și nu o să știm de ce nu mai avem curaj să facem nimic. De aceea, atunci când Mântuitorul a zis, dați-le voi să mănânce, înseamnă că ne-a zis și nouă. Noi trebuie să dăm gândurilor noastre aripi, adică să nu uităm că este nevoie, ca să ne plinim visurile, în primul rând să ne trezim. Mi-aduc aminte de Părintele Arsenie când spunea, zice, tată, atunci când ai de gând să te trezești la o anumită oră, a sunat ceasul sau te-ai trezit, atunci să și pleci din pat, că altfel nu e bine. Diavolul își bate joc de tine și face tot felul de tumbe cu tine și am pățit și eu, zice, pe-n pădure, tată, și nu e chiar așa. Să știți că gândul cu care începi un lucru, dacă este bun, se înmulțește și vine așa ca bulgăre de zăpadă, până jos se face din ce în ce mai mare. Dar așa se întâmplă și cu cele rele. Dacă nu suntem atenți, îndoiala pe care am avut-o în vârful muntelui, vă imaginați de câte ori se face mai mare odată ce ea se prăvălește spre poalele muntelui. Iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți cu noi. Să cerem lui Dumnezeu ceea ce trebuie să cerem. Și chiar erau doi tovarăși de arme, nu tovarăși de ceilalți. Doi tovarăși de arme pe front. Și la un moment dat unul dintre ei zice, băi, să știi că am tras cu urechea, asta e, l-am auzit pe domn general că intrăm în linia întâi. Hai să facem o rugăciune să fie bine, ca să nu fie rău. Asta zice, băi, dar eu înțeleg, dar ce vrei să-i spui cu asta? Să fie bine ca să nu fie rău. Păi să roagă omul la Dumnezeu vreodată să fie rău? Să roagă să fie bine. Zice, bă, da, omul se poate ruga la Dumnezeu și să fie rău. Hai mă, când? Atunci când cumpără un câine. De Doamne să fie rău. Vreau să vă spun că nu sunt șine așa cum merge tramvaiul sau troleul cu ele pe sus sau pe jos, astfel încât să credem că de la Dumnezeu trebuie să cerem numai anumite lucruri și altele nu. Trebuie să luăm lucrurile pe toate la un loc. Dacă nu suntem atenți, gândurile noastre pot să ne joace feste. La un moment dat, ceea ce credem noi că este bine pentru noi și acumulăm într-un anumit timp, poate să ne facă rău în altă parte.
Știu pe cineva care tot a adunat și după ce a adunat și-a dat seama că nu prea mai are timp să cheltuie ce a adunat. Trebuie să știm că atunci când facem un lucru, trebuie să avem o perspectivă mai îndelungată. V-am mai spus de cel care mi s-a lăudat că de-abia așteaptă să ajungă la pensie ca să citească toată biblioteca pe care a cumpărat-o, că erau niște colecții, nu știu, când era Jurnalul Național, vindea câte o carte. Și am văzut în multe case, acum nu credeți că dau din casă, Doamne ferește, nu, dar m-am întrebat de ce au ocupat mobila cu niște cărți pe care nu le-au desfăcut niciodată, că se vede țipla aceea că n-a fost niciodată desfăcută. Și am îndrăznit să întreb pe unul, că acum îmi pot permite. Părintele se înșea tată la barba mea, zice, acum pot să întreb orice. Acum zic, la cât mă cunoaște pe mine lumea, că-s mai șugubăț, așa mi-am... Zic, da, aveți nepoți, ceva, zic, n-au început să citească sau pentru ce le-ați luat pe astea? Zice, nu, eu când o să ies la pensie vreau să citesc pe toate. Zic, da, câți scriitori ai citit până acum compleți? Și cum adică? Uite, îți vând eu un pont, unul mai scurt, așa, și e Dostoievski, are 12 cărți, putare și citești, măcar te lauzi că ai citit un scriitor complet. Oricum nu mai poate să mai scrie eu nimic și e complet clar. Și zice, nu, dar n-am ieșit la pensie încă. A, zic, așteaptă tu să ieși la pensie. Altul mi s-a lăudat că atunci când o să iasă la pensie, o să se ducă să vadă toată lumea. Zic, da, ai pașaport? Nu, păi de când am ieșit la pensie. Băi, nene, ce faci? În tinerețe ai faci și la bătrânețe. Nimeni nu îmbătrânește altfel decât a trăit. Așa e și cu gândurile noastre. Dumnezeu le mulțește. Acum ferească Dumnezeu ca gândurile noastre să nu fie puse bine la punct. Vă imaginați cât mulțește Dumnezeu și necazul, că le mulțește acum de. Dacă asta este, gândurile noastre le mulțește Dumnezeu și noi cerem de multe ori să le mulțească. Dar dacă nu sunt bune, ei vedeți, trebuie să fim atenți la ce îi dăm lui Dumnezeu să mulțească. Pentru că dacă nu suntem atenți, e posibil să ne aflăm în fața unor lucruri pe care nici noi, dar nici Dumnezeu nu le mai poate stăvili. De aceea mesajul Evangheliei de astăzi, înmulțirea pâinilor, nu trebuie să fie privit ca un lucru extraordinar care s-a întâmplat atunci, s-au săturat și așa mai departe, au rămas și frâmituri. Altă dată v-am mai spus eu și ce frâmiturile astea, că nu poți să știi dacă un om s-a săturat dacă nu-i rămâne ceva în farfurie acolo. Dacă nu-i rămâne, e clar că nu s-a săturat. Cum zicea mie mămăița, Dumnezeu să odihnească, când mă ducea să mă lăsa să duc vițelul la muls, zice, îl lași până când îi scapă 3 picături din gură, atunci s-a săturat. Acum, vedeți, frimiturile le-au rolul lor ca să ne spună într-adevăr că oamenii ei erau sătui, au plecat sătui. Ei, acum însă luăm mesajul așa cum v-am mai spus și vreau să știți că acele frimituri sunt pentru noi lucruri care se mai pot înmulți. Încă o dată și încă o dată. De aceea, mesajul Evangheliei de astăzi este unul de grijă mare cu gândurile pe care le adăpostim. Să nu mai anticipăm necazul, pentru că dacă îl anticipăm, el vine cu putere și mai mare. Nu ne mai gândim noi și acum, probabil că săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni, să vă spun ce s-a întâmplat, probabil că acum chiar sunt pregătit măcar, nu mai am cum să intru în cartier. Da, am satisfacția că mai mult de jumătate de weekend am avut libertatea de a fi singur. E mare lucru. Iubiți credincioși, cu aceste bucurii și mici victorii putem să mergem mai departe. Și atunci când vine un ecaz și mai mare, se aduce aminte, bă, dar Dumnezeu m-a scos din altele și mai mari. Și uite că m-am gândit la lucruri care nu s-au întâmplat și erau rele și nu m-am gândit la lucruri care erau bune, pe care puteam să le mulțesc, pentru că dacă m-aș fi gândit la ele, Dumnezeu mi le mulțea și le primeam mai cu bucurie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca măcar astăzi, în preajma praznicului celui mare al Adormirii Maicii Domnului, să cultivăm gânduri bune pe care Dumnezeu să le înmulțească, să le înmiască, pentru că Dumnezeu așa ne vrea. Nu trebuie să plecăm în altă parte, ci să ne dăm noi nouă înșine să mâncăm. Așa să ne ajute Dumnezeu.